Între cei doi și aș începe cu dumneavoastră, domnul Bulcea. Dumneavoastră, vi se pare că e posibil așa ceva? La PNL există această suspiciune? Cumva domnul Lingo de Mureanu recunoștea printre ghilimele sau printre rânduri, nedorind totuși să-și părăsească foștii camarazi, de faptul că există o înțelegere cu AUR și PSD. Există o înțelegere între AUR și PSD. Spun acest lucru pentru că PSD poate câștiga președinția României într-un singur scenariu. Să intre cu Simion în turul 2. Este singura variantă prin care domnul Ciolacu poate deveni președinte. Asta un aspect. Un al doilea aspect este legat de oamenii care merg pe lista AUR. Are dreptate. Deja sunt mulți oameni veniți din zona PSD. E adevărat, unii și din zona PNL sau USR, nu trebuie să nu spunem acest lucru, dar eu cred că varianta 2 pentru PSD este ca acești oameni să voteze la bucată, cum spunea și domnul Dămureanu, un posibil guvern PSD-AUR, dar un guvern mascat, adică nu va exista o alianță cu AUR direct, va exista doar cu parlamentarii AUR. Cred că aceasta este socoteala PSD. Candidatura la președinția domnului Ciolacu se termină în turul 2 cu Simion și un număr de voturi relativ independente din zona AUR care să-i legitimeze pe următorul guvern. Bun, înainte să-l rugăm pe domnul Humelicu.